Bun găsit! Eu sunt Cătălin Striblea. Vă voi prezenta un program al Uniunii Europene care pare venit din viitor, dar care este aici și funcționează. Este un program de colectare a datelor prin sateliți și care, după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, ne arată cum își revin societățile din țările noastre. Programul se numește RACE și leagă între ei mai mulți sateliți care colectează date despre calitatea aerului, despre calitatea apei, despre poluare în general, despre ce se întâmplă în agricultură, de exemplu, dar și cum se vede traficul în Europa. De asemenea, sunt date colectate din punctele cheie ale economiilor noastre. Într-un cuvânt, ne arată cum a repornit Europa. De exemplu, dacă te uiți pe harta României, o să vezi că fabrica de automobile de la Mioveni are o activitate aproape de normalul obișnuit. Poate te întrebi cum știu ei asta, cum fac sateliții această diferențiere. Pe baza sutelor, miilor de fotografii luate de-a lungul unor luni din aceeași zonă, de exemplu din parcarea în care sunt depozitate vehiculele. Așa știm, de exemplu, că la Craiova, tot la fabrica de automobile, activitatea este ceva mai jos. Dar avem date din port de la Constanța sau din port de la Galați. Și toate datele astea sunt culese și puse pe masa comisarilor europeni. Poate te întreb de ce e asta important. Pentru că avem un instrument care ne dă date clare despre economiile noastre, dincolo de declarații politice și dincolo de dezbaterile publice din fiecare țară. Și pentru că acest instrument este la îndemâna noastră a tuturor membrilor Uniunii Europene. Astfel știm exact unii despre alții și împreună în ce moment al revenirii noastre ne aflăm.